Salutare și bine ați venit la Cezar Videoblog. În această sesiune o să facem o mentenanță a unui deck Technics Stereo Cassette Deck RS-TR575. Am pus peste computatoare. El are un conformal coating, are un strat de protecție din lac peste această
peste lipituri, da? E foarte bine construit, la vremea respectivă se făceau lucrurile mai cu băgare de seamă, mai cu respect așa pentru lucruri. Da, deci asta nu era nevoie să-l scoatem deloc, l-am așezat înapoi la locul lui, da, aproape, l-am așezat bine înapoi, asta nu e nevoie de el, da? Și pentru cei care nu știu, în timp ce eu am să curăț, o să explic ce în mare așa despre tuburile fluorescente cu vacuum sau vacuum fluorescent tub, VFD pe scurt li se mai spune, sunt display-uri care folosesc, sunt niște lămpi, mai exact niște triode, aici avem o dublă triodă pe tricou meu, da? O triodă este formată dintr-un anod, dintr-o barieră de reglaj, se numește grid, cazul de față, și un catod care emite electroni. În cazul triodei astea speciale pentru amplificatoarele audio cu lămpi, care e folosită foarte mult în amplificatoarele audio cu lămpi, catodul este indirect, adică este un material care la încălzit la o temperatură anume emite electroni, eliberează electroni mai ușor din structura lui atomică și care sunt atrași de anodul ăsta foarte pozitiv de aici. Și electronii fiind foarte negativi, când văd așa un anod foarte pozitiv, se îndrăgostesc de el și se duc așa în mare viteză și încearcă să sară peste, doar că se pune grila asta sau gridul sau poarta asta, dacă vreți să-i spunem așa, o plasă care este foarte la fel de negativă ca electronii și atunci cu cât controlăm negativitatea de pe poarta asta, putem să controlăm fluxul de electroni. În cazul tubului fluorescent cu vacuum sau display-ului fluorescent cu vacuum, electronii sunt la fel emiși de un catod, numai că de data asta un catod încălzit direct, care e format din niște fire, care cred că dacă ne uităm de aproape aici undeva, probabil că s-ar vedea. Și anodurile sunt exact astea cu litere de aici și au atașate pe ele niște fosfor, un material de fosfor, care atunci când e lovit de electronii care vin așa cu viteză, strălucește și emite fotoni. Și asta face ca să lumineze. Deci este o tehnologie foarte cunoscută de foarte mult timp, de fapt primele noastre dispozitive electronice au fost bazate pe electroni și vacuum și în același timp folosește efecte cuantice. E foarte tare, deci nu am cuvinte și îmi place extraordinar de mult un astfel de display pentru faptul că are o viață lungă, dacă este tratat bine, are culori plăcute și naturale pentru că sunt emise de fosfor și nu de substanțe din astea monocromatice, are o bază cromatică, lumina respectivă are o bază cromatică bogată și plăcută ochiului nostru. Ochiul nostru e încântat de și e educat, crescut, a evoluat în culorile astea ale fosforului, ale culori cum sunt verdele de la frunze, tot la fel, culori naturale, cu nuanțe reflectate natural și produse în mod natural. Și foarte bogate cromatic vorbind, nu sunt monocromatice, ca lumina LED-ului e aproape monocromatică. Avem câteva vârfuri pe aici, mă scuzați, pe aici pe acolo, în fiecare LED, dar marea majoritate a LED-urilor au lumină cu tendință și predominantă o lungime de undă anume. De asta spunem că are temperatura de culoare de aia sau de aia la LED-urile astea. Uite, se vede, se poate și de asta o și folosim pentru că putem să o diferențiem. Vedeți? Ia uitați cum se schimbă nuanța de culoare, e aceeași lumină albă. Mă rog, albă mai galbenă sau așa mai departe. Dar ochiul nostru a evoluat pentru aceste nuanțe. Eu vă țin de vorbă în timp ce lucrez aici la butoanele astea.
Hi guys, this is another work done, partially, but I think it will reach his goal.